liberty and justice for all. Salut, sunt Alex, bine ai venit la The Unlike Show, emisiunea ta cu subiectele mele. Acela a fost teaserul pentru sezonul 5 din House of Cards, care întârzie anul acesta, apare pe 30 mai, Netflix No Chill. Un tânăr din Iași a băgat la păcănele banii din fondurile europene. Omul a absorbit 20.000 de euro, a reparat acoperișul unui garaj, iar restul sumei s-a dus pe 13 negre consecutive mama lui de aparat. Pentru că nu puteau controla cazurile de plagiat, cei din conducerea Facultății de Drept din București au renunțat la lucrările de licență. Conform unui studiu european, 51% din studenții români admit că au plagiat intenționat. Chiar din această vară, cei de la Drept vor da doar testul grilă și gata, baftă în viață, la cât mai multe căpșuni culese. Un băcăuan a scos la vânzare o rară operă de artă pe care vrea să obțină 125.000 de euro. El a scris Ti amo de 1 milion de ori, pe foaia 4, lucrarea având 135 de metri pătrați. 7 ani a muncit la această operă, pentru care, dacă ții cu adevărat la persoana de lângă tine, trebuie să faci credit ca să o cumperi. Vorba piesei celor de la taxi, e mai ușor decât să spui te iubesc. Vești bune pentru cei cu Android. Google cochetează zilele acestea cu un concept numit Instant Apps, adică să folosești o aplicație fără să o downloadezi. Spre exemplu, dacă vrei să intri într-o aplicație de zboruri, dai click pe un link și îți faci treaba în aplicație fără să-ți mai ocupi memoria telefonului. Momentan este testat pe câteva aplicații, BuzzFeed, Periscope, dar avem promisiunea celor de la Google că dacă dați share la emisiune, se vor grăbi cu lansarea globală. Mai țineți minte pe vremuri, în desene și în filme, când puneau oamenii mesaje în sticle și le aruncau în mare ca să dea de veste? Așa a făcut un marinar acum 34 de ani, iar anul acesta a primit răspuns. A scris numele, data, adresa și coordonatele navei și a sperat. Un an mai târziu un cuplu a găsit sticla, dar au luat-o ca amintire și nu i-au răspuns. Abia anul trecut, când se mutau, au descoperit din nou sticla, l-au căutat pe om pe Facebook și au înapoiat-o. Același lucru se întâmplă și cu scrisorile trimise prin poșta română, de aceea noi folosim e-mail. E-mail. Dacă încă l-ai pe ăla de la Yahoo Messenger, schimbă-l. Camera change. Eu am avut două. Alexamandina 07 și Ciupacamra 08. Dacă ești genul de persoană care mai bine bea o bere decât să se ducă la yoga, nu-ți lega încă și returile. După ce hipioții berlinezi s-au jucat un pic cu acest concept de yoga pe bere, iată că beer yoga devine o chestie serioasă. Se scriu teorii, se dau cursuri în Australia, e pe bune. Ce poate fi mai relaxant decât să bei bere și să faci yoga? Așteptăm răspunsurile voastre în rubrica de comentarii sau pe pagina noastră de Facebook. În ultimii 20 de ani, Islanda a reușit să ajungă în fruntea clasamentului privind adolescenții fără vicii. Pentru puștii de 15-16 ani, procentul celor care se îmbată cel puțin o dată în ultima lună a scăzut de la 42% la 5%. Cei care au fumat iarbă de la 17% la 7%. Cei care fumează țigări zilnic de la 23% la 3%. Cu toate acestea, nu-i vezi neapărat stând pe bănci în parcuri. Reformele adoptate au schimbat trendul. Au avut loc discuții cu părinții, iar școlile s-au implicat în dezvoltarea unui quality time între părinți și copii. O lege care încă este în vigoare interzice copiilor între 13 și 16 ani să fie afară după ora 10 noaptea. Și aici e diferența mare, între nu are voie să vină târziu și știe că n-ar trebui să vină târziu. S-au construit baze sportive, săli de dans, le-au ocupat timpul cu tot felul de activități. Știu că în weekend s-a ieșit la protest fiindcă oamenii corupți ne scot mereu în stradă. Dar poate data viitoare ieșim și cerem și noi mai multe facilități. Dacă ai avut întârziere la avion în ultimii 3 ani de zile, poți să fii despăgubit. Am aflat și eu de curând de platforma AirHelp, care obține compensații de la compania aeriană care te-a tras în țeapă. Întârzierile și anulările se mai întâmplă, dar asta nu înseamnă că trebuie să-ți dai tu începutul vacanței peste cap. Intri la ei pe site, dai detaliile zborului și se ocupă ei de restul. Își iau ei comision doar după ce reușesc să-ți obțină o sumă frumușică. Acum un exemplu ușor. Amicul nostru Nicolae Florian Besnea a avut întârziere 4 ore și un sfert și a primit o compensație mai mare decât biletul și cât a cheltuit pe acolo în vacanța lui. Deci merită. Eram în ziua de Revelion și doream să zbor către Cipru și am avut întârziere peste 4 ore. Am ajuns seara târziu la 8, mai să pierd cina de Revelion cu prietenii mei, cei mai buni prieteni ai mei. Era să nu-i mai văd în această seară. Și până la urmă am ajuns, în fine. Când am întors acasă, am găsit acest site, airhelp.com. Mi l-a recomandat o prietenă, Georgiana Bucălaie. Îi mulțumesc foarte mult. Prima dată nu credeam că este posibil, însă, atunci când am intrat pe airhelp.com,
am băgat datele zborului și am observat că pot să iau până la 500 de euro pentru acest zbor. Am folosit tool-ul lor și m-au contactat foarte repede. Mi-au intrat și banii. Ieri mi-au intrat banii. Chiar vă recomand să faceți asta, să vă luați zborul cât mai ieftine în perioade când sunt șanse mari să fie anulări sau întârzieri. Vă invit și pe voi să aveți vacanțe plătite de companiile low cost. Comedianții în mașini lung cafeaua se mută de la Crackle la Netflix anul acesta. Bine, nu conta pentru noi că era la Crackle care aparținea de Sony și acum trece la Netflix. Dacă nu o să fie moca pe Comedians in Cars Getting Coffee, tot îl luăm de pe torente. Asta a fost emisiunea săptămâna asta, mulțumim că ne-ați urmărit. Nu uitați să dați subscribe și să vă uitați la emisiunea lui Virgil. Până data viitoare, Liviu Dragnea s-a născut în comuna Gratia Tellerman. Nu Grația, Gratia. După Gratia. Fiindcă.